Salutare cuceritori și cuceritoare. Tot la muncă, tot la muncă. Azi e marți, a doua zi de weekend. E ora 5:30. Deja începe să se lumineze bine la ora asta, văd, la 5:30. Și după cum spune titlul, mergem să cucerim Brăila. Avem de făcut 256 de kilometri dus și, bineînțeles, tot astăzi ne vom și întoarce. Tura noastră de azi va avea minim 512 kilometri. Și am intrat și în orașul Brăila. Ne întâmpină un vapor. Cade? Are de ce? Spre insula Marea Brăilei. Știți că e și insula Mica Brăilei și insula Marea Brăilei. Da. Nu, fără 10. O biserică aici, în intersecția asta, nu știu cum îi zice. Poate o să aflăm. Uite, taxiul pe linie tramvai. Palatul Agriculturii. Da. Și aici cred că e centru. În 200 de metri. Că e mai pe bulevard așa. Mai pe ministere așa, mai pe cultură, mai pe... Aici, ia. Aici avem prioritate. Dar nu era niciun semn acolo de prioritate. Aici la dreapta. Înainte. Aici s-a aflat cârciuma lui Chir Leonida, unde scriitorul Panaiotis Stratie a muncit ca băiat de prăvălie. Ei, na! Locanta Chir Leonida. Știați? Am ajuns la destinație. Și am parcat scuterul aici, în piața Independenței. Am găsit o parcare. Mi-am luat și fonierele cu mine. Și o să mă schimb. Și o să mergem să ne plimbăm. Hai că m-am schimbat. Acum sunt om. Am lăsat trucariciul aici. O să mă plimb. Hai, salut, Mami. Mi-am luat undițele. Mă lansetă și o undiță. Zicea un băiat că a oprit un băiat cu un scuter acolo, uite, acum mi-admiră scuterul acolo. Că e prohibiție. Adică... Nu avem voie să dăm la pește. Și că vin jandarmi și dau amenzi. Ce ziceți, ne luăm o amendă și aici, că am braconat Dunărea? Cu o undiță? Ăștia sunt în stare. Hai să vedem. Deci m-au cam speriat băiatul ăla de sus de acolo. Cu scuterul. Mă duc să duc undița la loc și lanseta, pentru că nu văd niciun pescar. Și nu vreau să fiu eu singură pe aici. Mai ales că și poliția locală se plimbă și jandarmeria.
și cu șalupa, nu știu ce pază, nu știu de unde. Nu vreau să iau oameni de aici. Și merg și duc unița la loc, la Anseta. Și am ajuns aici într-o piațetă. Aici se vrea, se organiza festivalul peștelui. Sau a fost, nu știu, văd că este o scenă. Și încolo este fântâna cinetică. Să mergem și încolo. Primăria Brăila. Și fântâna cinetică. Toate astea, noaptea se luminează. Cică acompaniată de muzică. Dar văd că acum nu mai curge. Nu știu de ce. Curge decât sus acolo. Un pic. Oare îi dă drumul decât noaptea? Că văd că apare în ea. Și are foarte multe lumini acolo, vedeți? Și jeturi. Lumini, luminițe. Ce v-am spus, asta e mai activă. Funcționește. Și uite, aia se mișcă în toate felurile. Adică de-aia îi zice cinetică. Nu știu, vedeți. Uite, se mișcă brațe alea. Vedeți? Probabil că noaptea aici e foarte frumos, că uite, sunt lumine acolo, de tot felul. Spectacol! Hai să stăm un pic pe bancă aici, să vedem ce obiective mai găsim. Și eu din nou pe faleză. Are vreo fi căsuța aia sau restaurant? Pare ca o căsuță. Uite, aia cred că e o căsuță. O fi de închiriat? Deci căsuță, căsuță. E încuiat. Cred că e de închiriat acolo. Bună ideea. Închiriez pe zi, cred. Sau cine știe. Da. Nu scrie restaurant, nu scrie nimica, deci clar e. E de închiriat. Uite, aia e de vânzare. O cumpărați și o faceți ca aia. Sau ca aia de-o parte. Și aici la fel. Are poartă. Cu șalupe. Zic că tot de închiriat și aia. Și aici unde ta mai vaporoiul. Și încolo vapoare peste vapoare. Aici este centru de informare și vizitare. Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei. Aici se poate intra dacă vreți să aflați informații, uite, plimbări cu embarcațiune în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. E undeva aproape aici Balta Mică. Balta Mare nu știu unde e. Vedeți și asta la fel de închiriat, vedeți și aia de închiriat.
Da. Cred că și asta. N-am văzut niciun pescar. Care se dea la pește. Probabil că a băgat jandarmii spaima în ei de pescari. Uite ce mișto. Să trăiți, Săruna. Oare alea sunt de închiriat, căsuțele alea? Nu știți. Închis, la lacăt pus. Da. Probabil că e proprietate. Nu s-a dus moșul cu baba. Nu s-a dus moșul cu baba la căsuțe ca să... Trebuie să urcăm sus cumva. De ba. Ca să ajungem în piața Traian. Ca Traian a făcut și aici o piață. Ce pur are baba asta. Uite, am găsit o clădire de vânzare în care, nu știu ce să zic, stă să cadă. Și asta de în față trebuie să fie piața Traian. O bisericuță. Da. Haideți să vedem întâi pe Traian. Asta trebuie să fie Traian. Și mai e un nene acolo. Și cu o fetiță. Și îi arată acolo despre... Uite. Nu s-o umble după toate echipile, mă. Traian. Îi arată, uite, tată, vezi? Traian, cine a fost, are statuie. A trecut acolo anul 106. Mare șmecher Traian. Știu că v-am băgat soarele în ochi. Avem și muzică. Păi să ne plimbăm pe aici. La prima dată vreau să mergem să vedem ăla, ceasul ăla public. Ceasul public. Și pe urmă ne plimbăm pe aici. Strada Mihai Eminescu e aia, care v-am arătat-o mai devreme. Care zicea că în anul 1900 era străbătă de tramvai și care au trăit mari personalități pe cum Hariclea Darclei, Panaiti Strati, Naia Ionescu, Mihai Sebastian, Ana Aslan. Dar nu funcționează bine că acum este 11 fără 4 minute. În 1909 a fost făcut, deci faceți și voi socoteala câți ani are. Uite, aici arată 11, nici ăsta nu arată bine. Aici arată, cât arată? 11 și 5. Să zicem apropiat, dar nu știu dacă a stat sau... Da. Hotel Traian. Ăla e Hotel Traian. Dar acum arată... Cred că n-am mai fost investit în el după timpul Traian. Și aici trebuie să fie centru. Piața Traian. Piața Traian este, în fapt, centrul vechi al orașului. De unde se deschid, ca razele soarelui, toate arterele acestuia,
adică toate străzile. Brăila. La noi la Brăila. Poliția. Da, amendă. Vă luăm pe aici. Biserica Sfântul Mihail și Gavril. Este aia pe lângă care am trecut noi. Și acolo trecem pe la teatru. Să vedem. Brăilenii și Muzeul Brăilei. Recunoscut, recunoscători, regelui Carol I al României, la împlinirea 125 de ani de la întemeierea Muzeului Brăilei. Deci aici este Muzeul Brăilei. Carol I. Centrul de studii Brăila. Și acolo e teatru. E drăguț pe aici, toate străzile astea aranjate. Amenajate. Nu e aglomerație. Eu s-o luăm dat dreptul pe aici, nu știu? Tăchi, Ianchi și Cadâr. Scene din viață. Și toc toc. Deci ăsta este Teatrul Maria Filoti, da? Și acum o luăm pe strada Mihai Eminescu. Avem să aude florile. Asta se întâmplă. Va cu mijlocul străzii. Uite o umbrelă. Îmi par să invers cu flori în ea. Păi, deci să știți că, uite, pe aici e intrarea la teatru, care vi l-am arătat mai devreme, Maria Filoti. Deci până acum să știți că aveți ce face în Brăila. Aveți pe unde să vă plimbați, să vă obosiți picioarele. Uite ce frumos este. Palatul Lira Brăila, în folosul comunității brăilene. Muzeul Umorului. Multe apartamente de vânzare. Da. Aproape căzută. Deci, Muzeul Umorului. Și ăsta sunt eu, filmăciosul. Filarmonica Lira. Vom aduce și la Filarmonica. Și uite aici, cămin de bătrâni. Acolo probabil îi scoate în curte. Senior. Deci aici este căminul de bătrâni Sfântul Petru. Liniște aici, eu aici aș vrea să vin când o să fiu bătrân, că nu mai am mult. Să mă duc să-mi fac rezervare, da, acum. Hotel Pescăruși. Dar astea stau să cadă toate, sunt făcute frumoase pe afară. Vopsite, gletuite. Dar în rest... Este să cadă. Uite și pe Ana Azlan. Uite și pe doamna Ana Azlan, căci că a stat pe strada asta.
Da. Așa, și de pana slabă. Deci dacă vreți și voi să aflați secretul tinereții fără bătrânețe, cumpărați o casă aici pe strada Mihai Eminescu și să trăiți mai mult. Săruna, un covric, vă rog. Săruna, mulțumesc. N-am mai mâncat de mult un covric din ăsta. Are gust. Ce-i îmbrăila? Pe strada Nemuririi. Să ferește lumea de cameră. Restaurantul Sofia. Mamă, deci știi cum e covrigul ăsta? Partidul de Mișcare Populară. Ăsta nu-i Partidul Băsescu? Parcă. Partidul SOS România. A pus vis-a-vis aici de ăsta. A văzut că e vad aici. Pune mai aici pe bancă să mâncăm covrigul. Haine second hand. Pe mine și bărbați. Biserica bulgărească. Săruna. Hai. Intru și o minuță, dumneavoastră, Săruna. Sunteți foarte drăguță. Sau așa le țin ei nepictate, dar nu cred. Mergi spre nord, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, către strada Mihai Eminescu, apoi un distrâns stânga pentru a rămâne pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Miroase a tămâie? Da. Dar nu este terminată, nu? Zic, nu e terminată, văd. Mai are de lucru. Nu e terminată, că ce nu îi iași puțin și uite așa, cât sunt aici. Ce sunt ale? Cărți. Cărți se pune pe perete și pe aceea se prinde în piauă. Nu știam. Da, aici, cărți. Nu știam. Niște fire. Da, am văzut. Săruna, mulțumesc! Biserica bulgărească. Și acum mergem să căutăm. Deja am început să dau de străzi pe care am mai fost. Deci în mare parte orașul ăsta e ca și cucerit.
Mergem să căutăm biserica Buna Vestire. O biserică greacă, de fapt, căutăm, că am găsit-o. Zice că era 80 de metri. Cred că asta e de aici. Am mai trecut pe lângă ea de câteva ori. Uite și o clădire aici. Proaspăt renovată. Foarte frumos arată. Nu știu dacă e făcut doar pe afară sau și structura de rezistență. Mai traversăm. Să intrăm să vă arăt biserica greacă Buna Vestire. Și acolo, uite, este Universitatea Constantin Brâncoveanu. Și aici, uite ce frumos e. Uite ce frumos aici. E poarta principală. Și are scară și dreapta și stânga, da? Frumos. Foarte frumos. Da, și asta este biserica greacă Buna Vestire. Să vedem dacă e deschisă, dacă ne lasă să intrăm. Cred că mai e aici ceva, un obiectiv. Nu vreau să ratez. Sediul Băncii Naționale a României, filiala Brăila. Deci Banca Națională a României. Aici veniți și vă băgați lingoaiele. Nu înțeleg ce scrie acolo. Ce scrie? Biserica. Biserica Buna Vestire. Cred că ne deschide ușa aia să vedem. Nu dă voie să intră. E renovare sau în construcție, că pare nou. După cum arată acolo, e renovare. S-a rugat băiatul ăla din toate iconele și a pupat pe toate. Cred. Și gata, am terminat plimbarea noastră prin orașul Brăila. Merită să veniți. Aveți ce să faceți o zi? Nu știu, poate chiar două. Mai aveți, pe lângă activități, mai puteți să faceți o barcă cu o plimbare cu barca pe insula mică a Brăilei. Acolo se vede portul, da? Și sunt mai multe tururi care se fac. Insula mică a Brăilei e ca un fel de delta, deci că mai frumoasă decât delta Dunării.
Deci mai puteți să vă plimbați cu barca. Mai puteți să luați masa aici la, la un restaurant pe malul apei. Asta aveam și eu de gând acum, dar sincer nu mi-e foame deocamdată. Mai puteți să dați la pește, dar din păcate v-am spus, e prohibiție. Și s-ar putea să vă alegeți cu amendă. Și eu nu mai vreau, de-abia mi-am plătit-o pe aia la altă, de la circulație. Mă duc, mergem la scooter, să vedem dacă îl mai găsim acolo. Și mergem spre casă, dar înainte mai avem un obiectiv la care trebuie să mergem, înainte să mergem spre casă. Mai am de mers ceva, că vreo un kilometru și ceva până la scooter. Și gata, m-am schimbat. Plecăm de la Brăila, de pe faleza Dunării, poate ne vom mai revedea și cu altă ocazie. Mergem la următorul obiectiv. Eu nu vă spun care este. O să-l vedeți atunci când ajungem. Despre obiectivul ăsta este vorba. Că am zis că vreau să-l văd, că a fost atât de mediatizat. Lungime 1974 de metri. Auzi. Dacă mergi pe drumul ăsta înainte, mai sunt 95 de kilometri până în Tulcea. Dar poate cu altă ocazie mergem și în Tulcea. Și dacă mergi încolo, se face un drum la dreapta, peste, nu știu, peste vreo 10 kilometri. În partea aia, în stânga, pardon, se face un drum la stânga. Dacă e pe drumul ăla, mai sunt 23 de kilometri până la granița cu Republica Moldova și cu Ucraina, da? Amândouă sunt în același loc, sunt vecine amândouă între ele și vecine cu noi. Este foarte încovoiat așa. Ei știu de ce l-au făcut așa. Este foarte curent sus aici. Nu se plătește taxă. Deocamdată. Și o să oprim undeva, o să oprim undeva. Și o să întoarcem. Să o luăm spre casă. Da. Să opresc undeva, să bag back home. Back home. Și am dat back home 260 de kilometri. Deci până la urmă 260 cu 260, 520. 520 de kilometri am făcut. Și o să închei aici emisiunea noastră de pe
acest pod măreț. Îmi pare rău că v-am plictisit și astăzi cu emisiunea mea. Scrie jos în comentarii acolo ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Scrieți orice, ce vreți voi. Și până data viitoare, vă salut, numai bine!